despre un fermier din județul Olt, care a făcut o demonstrație simplă. Iată, o vedeți pe ecran. A mers într-un supermarket și a filmat roșii care erau din Turcia și care erau vândute ca fiind produse în România. Roșii România, se spune acolo. O întreagă dezbatere în urma acestei dezvăluiri, pe care o știe toată lumea de altfel, unei demonstrații simple pe care a făcut-o fermierul nostru, doar că a mai făcut un pas domnul Mihai Chesnoiu din județul Olt. A ajuns în legătură cu un intermediar de legume fructe din Macedonia. Bună seara, Mihai Chesnoiu! Am pierdut legătura, nu-i nimic, o reluăm. Vă spun eu povestea mai departe. Mihai Chesnoiu intră în legătură cu un intermediar, cu un exportator de legume fructe din Macedonia și respectiva firmă își oferă serviciile, inclusiv să eticheteze cum își dorește importatorul din România. De dragul experimentului, Mihai Chesnoiu, și aveți aici pe ecran corespondența dintre legumicultorul nostru din Olt și compania din Macedonia, de dragul experimentului, Mihai Chesnoiu cere celor din Macedonia să eticheteze produsele ca fiind produse românești, făcute în România. În nici 24 de ore, ce credeți, iată, produsele au fost etichetate ca fiind românești. Iată cât de simplu este să-i fraierești pe români. Imediat intrăm în legătură cu legumicultorul din județul Olt. Bună seara! Bună seara! Mă auziți? Am explicat, vă auzim foarte bine. Le-am explicat telespectatorilor noștri mica istorioară cu Macedonia. Acum spuneți-ne dumneavoastră care e relevanța pe care o găsiți. Bun, o mică corectură, dacă rog, se poate. Vă rog. În 4 ore și un sfert am avut... nu 24, în 4 nu, ore. Nu, în 4 ore și un sfert am avut eticheta lipită pe lădițe. Da, eticheta, simularea etichetei și fotografiile cu marfa etichetată ca și produs de România. Incredibil. Am inventat o firmă BioLand, am făcut o simulare pe un laptop, am construit o etichetă, am trimis-o. În nici 20 de minute de când am trimis acea etichetă, am avut-o lipită pe ladă cu propunerea unei cantități destul de mare, cu costul transportului, cu prețul produsului, cu toate lucrurile negociate. Am dus discuția până la nivelul acela ca să văd dacă putem merge până la capăt cu... Spuneți-ne, și de fapt legumele astea din ce țară vin? Ar fi venit? Din Macedonia. A, ei le produc. Deci a stat de vorbă cu producătorul. Am stat de vorbă, se pare, cu o firmă de comercializare sau de intermediere a produselor legumicole din acea țară, ce era tentată tare să intre pe piața românească. Inclusiv... Din păcate, se pare că suntem o țintă pentru toți cei din jurul nostru. Asta este relevanța pe care o găsiți, cât de ușor este să ne mintă, pentru că există cerere pentru așa ceva, nu? E o piață foarte ușor de penetrat, o piață cu potențial mare. Ce să zic, haideți să facem o analiză de la începutul acestei povești, de unde am plecat, de fapt, de unde apare strategia asta de a penetra piața țării noastre. Da, sunt țări pentru care agricultura reprezintă o prioritate sau un interes de stat. Și aceste țări vin cu intervenții. Da, vin odată cu intervenții pentru producători prin programe de subvenționare generală pe suprafață, cum știm, avem și noi, da, avem cu programe pentru achiziții de utilaje, inputuri, în fine, ei subvenționează și dobânzi bancare, producătorii mari legumicoli sau țările care se axează pe producția legumicolă, au și măsuri stricte pe produs, cum am avut și noi programul Tomata, au programe de stimulare pe anumite producții deficitare, toate acestea iau presiunea financiară din grija producătorului și îi permit acestea să lucreze relaxat și să-și ducă până la capăt cu toate tehnologiile complete până dincolo de recoltare. Și probabil să obțină prețuri mai bune. Până... Și constanță în prețuri, bineînțeles. Ați dar aici intervine partea comercială. Cu macedonenii ați vorbit despre prețuri? Cât de mici erau prețurile lor? 0,63-0,65 pe kilogramul de ardei capia în funcție de ambalaj. Dar dacă vă uitați pe discuții, am cerut și o emblemă pe ladă și au zis că este posibil, bineînțeles că și ei folosesc o emblemă, și am cerut un ambalaj specific firmei pe care am inventat-o noi.
Bineînțeles că n-am mers mai departe să le furnizăm, să le trimitem acea emblemă, să ne €0,65. 0,65 euro, da. Și spre 1.300 de euro costa transportul până în București, în care și asumau absolut tot, trecere vamală, absolut tot. Adică foarte ieftin. O firmă se pare ce avea experiență cu tranzitul vamal spre România. Pentru că fiind atât de ajutați, spuneți dumneavoastră, reușesc să obțină prețurile astea care da. vă distrug pe dumneavoastră producătorii da. români. Deci aceste țări de care vorbim nu sunt strict în spațiul nostru comunitar, dar sunt, din păcate vorbim de țări care, din întreaga lume, țări bune producătoare, ce au fixat o țintă pentru România, dar aceste țări au și măsuri de comercializare. Investesc în crearea centrelor de comercializare private, atenție, măsuri în promovare, ambalare, etichetare, depozitare, transport, sunt state ce subvenționează cu până la 100% transportul, numai în situația exportului. Sunt țări precum Germania, precum Turcia, mai mult decât atât, Turcia are subvenții directe pe preț decât în caz de export. Adică împinge, stimulează exportul, dar strict, atenție, pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles că în Uniunea Europeană sunt câteva țări ușor de străpuns pe care, piață. Care mai e alături de România? Care sunt țările? Am zis câteva, ca să nu zic decât România, din păcate. Pentru că mă mai gândesc la Bulgaria acum, dar e o piață mult mai mică decât cea de la noi. Bulgaria, da, are o piață mică și sunt foarte buni producători și se pare că Bulgaria au reușit să ia niște măsuri și de protecție a pieței lor, dar și de producție foarte reușită. Bun, aici sunt două lucruri. Prima și cea mai importantă, cine ar trebui să vegheze ca aceste produse aduse din import să nu fie vândute în magazine sau la piață ca fiind românești? Ceea ce e o minciună. Cine ar trebui să verifice asta? Nu știu ce să zic. Ar trebui un cadru legislativ modificat, foarte bine pus la punct, specialiști bine informați care să comunice în continuu cu cei din sectorul vizat, adică cu noi, să noi putem să le oferim informații. Noi încercăm să comunicăm cu autoritățile. Noi le transmitem asta de mai bine de un an și jumătate. Și? De când și? Nu primim niciun fel de răspuns. Autoritățile sunt Ministerul Agriculturii? Da. Da, deci Ministerul Agriculturii este surd la această problemă? Ministerul Agriculturii este surd la această problemă și pune în pericol securitatea alimentară a țării la ora aceasta. Pentru că intră în țară produse neverificate, care nu respectă standardele și pe care scrie că sunt românești. Bineînțeles, nu avem autoritate fitosanitară în vamă. Nu avem autoritate de control. Autoritățile noastre fitosanitare nu sunt dotate cu aparatură de verificare a rezidurilor, așa că dacă facem o plângere și vor merge în control la raft sau la piață, nu vor putea scoate rezidurile din produse. Da, ideal ar fi o bună monitorizare a tranzitului vamal. Da, monitorizare ce ar trebui să meargă până la comercializare ca să se asigure trasabilitatea produsului, pentru că noi nu putem opri importurile, dar consumatorul român este înșelat și asta crește foarte tare vânzarea produselor din import. Mă întorc puțin la ce s-a întâmplat în supermarket. Acolo e mai mult decât ce spuneți acum, adică e vorba inclusiv despre vina respectivului supermarket, care a permis ca produse din import să fie vândute sub minciuna că sunt românești. Da, fiecare supermarket lucrează cu firme de comercializare ce le asigură produsul în depozit. Aș tinde să cred că supermarketul știa de această practică, dar supermarketul o tolera. O tolera pentru cantitățile aduse pentru că îi place ca oamenii să cumpere lucruri care sunt considerate românești, nu orice fel de lucruri, ci legume și fructe. Acum, prețul. Haideți să vorbim puțin despre preț. Mergând pe exemplul Macedonia, la prețul pe care ei vi-l ofereau, închipuiți-vă cam la ce preț ajungeau acești ardei pe piață la noi și comparați prețul ăsta cu prețurile dumneavoastră. Da, ardeiul ajungea undeva cam la jumătatea prețului. La jumătate? Cam la jumătate, da. Să știți că ei au o tehnologie mult mai complexă aplicată producției. Deci costurile lor ar trebui să fie undeva
peste ale noastre. Plus că aia, cum să zicem, că în cazul acesta vorbim de Macedonia, o țară extracomunitară, ce probabil are niște venituri mai reduse și costurile cu manopera ar fi asemănătoare cu ale noastre. Dar gândiți-vă că la noi vin produse mai ieftine de la țări precum Franța, din țări precum Franța, Germania, Spania, ce plătesc manoperă mult, mult, mult peste noi. Și atunci ne gândim de unde vin ei cu prețurile acestea. Și vă întrebați de ce în Uniunea Europeană țări ca Franța și Germania își pot subvenționa producția agricolă și exact noi nu? Exact asta fac. Își subvenționează foarte bine producția agricolă. Și la noi lucrul ăsta nu se întâmplă. Se pare că, dincolo de subvenționarea statelor dezvoltate a producției autohtone, merg mai departe și descurajează alte state, precum România, să subvenționeze producția, pentru că noi suntem o bună piață de desfacere pentru ei. Sunt strategii mult mai ample și se pare că sunt strategii scrise de mult și preluate de fiecare guvernare în parte. Chiar și așa, consumatorii români, care deja știu cât de nocive sunt roșiile din Turcia, de exemplu, caută produsele românești. Ăsta este un lucru știut. Unde le găsesc? Că asta este o problemă. Este o problemă foarte mare, pentru că acum, cel puțin în această perioadă, produsele astea care trebuiau să fie pe raft în supermarketuri sau în hipermarketuri, au ajuns în piețe, din păcate. Piețele de angro sunt pline de camioane cu roșii din Turcia, bineînțeles fără falsă etichetă. Se păstrează trasabilitatea de data aceasta, lădițele sunt cele de Turcia, deci nu sunt reambalate, numai că apar aici samsarii locali, samsarii cei care vând la tarabe, cumpără roșia de Turcia și ei nu trebuie să eticheteze individual fiecare ladă. Pun decât un afiș, roșie de Izbiceni sau de Matca sau de unde au fiecare certificat de producător, din păcate pe o arendă de 5 ari sau 7 ari. Vă propun să ne revedem cu următoarea variantă, cu următoarea chestiune de învățat. Ajutați-ne să învățăm și să știm, să deosebim produsele românești de cele din import. Avem nevoie de această demonstrație, avem nevoie de sfaturile dumneavoastră și vă propun să facem asta la o viitoare întâlnire, pentru că acum nu mai avem timp. Mulțumesc mult de tot, Mihai Chesnoi, în direct la Digi24, cu un experiment cât se poate de relevant. Cât de ușor este să obții produse din import pe care se scrie că sunt făcute în România, câteva mail-uri și 4 ore, în 4 ore, lăzile cu ardei din Macedonia aveau eticheta produs în România. Pauză și ne întoarcem. Nu e deloc de glumit cu valul 4. În China se iau măsuri. Ce măsuri?